Sunt Alina Sorescu, bine ați revenit la Aesthetic Review. În episodul de astăzi vom aborda unul dintre cele mai intens discutate subiecte din sfera medical-estetică, paniculopatia edematofibrosclerotică, sau așa cum o știm cu toții, celulita. Celulita este o condiție a pielii care afectează peste 80% dintre femei și care poate avea un impact emoțional asupra calității vieții noastre. Despre cauze, tratament și prevenție vom discuta astăzi cu doamna dr. Daniela Taher, medic specialist dermatovenerolog, care va împărtăși cu noi despre soluțiile pe care le folosește în cabinet pentru a trata celulita. Bine ați venit, doamna doctor! Bine v-am găsit! Explicați-ne, ce este celulita? Celulita se poate descrie ca un aspect neregulat al pielii, cu depresiuni sau noduli, și este provocată de fapt de hernierea grăsimii subcutanate printre traiectele fibroase ce leagă de fapt suprafața mușchilor de derm, deci de partea profundă a pielii. De ce apare celulita? Sunt mai mulți factori care pot influența apariția celulitei, cum ar fi factori genetici. Dacă mama a avut celulită, suntem candidate ideal să avem și noi celulită. Apoi vârsta, pentru că există o influență foarte importantă a hormonilor asupra pielii, odată cu înaintarea în vârstă, cantitatea de colagen și producția de colagen scade și deci celulita poate deveni mai evidentă. De asemenea, celulita este influențată și de obezitate sau un tonus muscular mai scăzut. În afară de acestea, mai pot fi menționați factori hormonal, cum ar fi nivelul estrogenului, nivelul insulinei, adrenalinei și chiar nivelul hormonilor tiroidiene. Există anumite boli sau anumite tratamente care influențează apariția celulitei? Să zicem ca și boală ar fi obezitatea. Și ca și tratamente, în primul rând, să zicem, tratamentul cu contraceptive, care poate da un aspect de celulită dacă este folosit, să zicem, pe mai multe luni sau pe mai mulți ani, pe o perioadă mai lungă. În ce zone apare? Este clasic la nivelul coapselor, la nivelul feselor și la nivelul abdomenului. Dar de ce unii sportivi de performanță sau persoane foarte slabe au și ele celulită? Pentru că există, așa cum a spus, această componentă genetică peste care nu putem trece, care este asociată de fapt cu tulburări circulatorii sanguine sau ale drenajului limfatic. Cum putem trata celulita? Există mai multe metode, mai mult sau mai puțin satisfăcătoare, cu mai mult sau mai puțin succes. Sunt așa numitele energy based devices, deci metode care folosesc aparate, începând de la lasere, radiofrecvență, shockwave terapie și așa mai departe, până la metode localizate, care presupun tăierea acestor traiecte fibroase de care am vorbit, care de fapt provoacă celulita, până la metode de masaj sau mai nou, injectabile. Marea noutate care a apărut, să zicem, de un an jumătate, sunt de fapt injecțiile cu colagenază. Doamna doctor, ce sunt de fapt aceste enzime recombinate și cum ne ajută ele să scăpăm de celulită? În România există PB Serum, este un cocktail de mai multe enzime, colagenază, lipază și liază, care împreună produc un cocktail foarte eficace în tratamentul celulitei și am să explic de ce. Colagenaza va dizolva traiectele fibroase care produc de fapt celulita. Traiectele fibroase în celulită sunt mai groase, mai fibroase și mai scurte. Lipaza transformă conținutul celulelor adipoase, adică trigliceridele în acizi grași care sunt transportați prin sistemul limfatic și vor fi eliminați prin urină, deci se reduce volumul celulelor adipoase, iar liaza ajută la o mai bună penetrare a primelor două componente ale cocktailului și face ca totul acest cocktail să fie mai eficient. Câte ședințe de PB Serum sunt necesare pentru a obține reducerea celulitei? Se pot obține rezultate bune chiar și cu o singură ședință atunci când sunt anumite leziuni localizate, să zicem niște depresiuni sau niște noduli. Cu cât celulita este mai avansată, să zicem gradul 3 de celulită, sunt necesare mai multe ședințe. În general, putem să zicem 2 sau 3. Și între ele să fie un interval de? Un interval de 3 săptămâni, o lună, o lună jumate. Se pot efectua și la intervale mai mari, nu este nicio problemă, efectul este cumulativ. Cu ce diferă aceste enzime de alte soluții pentru tratarea celulitei? Acest cocktail de enzime este preferatul meu pentru că oferă o soluție relativ rapidă. Să ne imaginăm că am folosit un device din cele enumerate mai sus, avem nevoie de 6-8 ședințe, pacientul uneori trebuie să vină de 2 ori pe săptămână și eficiența este mai mare sau mai mică. Cu acesta, practic, targetez leziunile, eu pot lucra pe zone foarte mici, targetând noduli, anumite depresiuni,
Deci este un tratament țintit care nu necesită multe ședințe de tratament. Cu o ședință, practic, putem rezolva problemele care sunt cele mai vizibile, să zicem, nodulii cel mai mari, depresiunile care supără cel mai mult, și la ședințe ulterioare putem perfecta rezultatele. Deci asta este. Pacientul trebuie să vină mai rar la cabinet și rezultatele sunt mult mai rapide. Tratamentul cu enzimele recombinate PB Serum este definitiv? În celulită nu se poate vorbi de tratamente definitive, pentru că, de exemplu, odată cu înaintarea în vârstă, pielea nu mai are, așa cum am mai zis, un colagen de calitate și celulita poate reapare. De asemenea, sunt fluctuațiile hormonale. Odată cu sarcina, de exemplu, sau atunci când luăm contraceptive și așa mai departe. Deci nu se poate vorbi de un rezultat definitiv. Totuși, cu un regim de viață sănătos, în ceea ce privește dieta și sportul, exercițiile fizice în general, putem spera la un rezultat care să dureze un an de zile, fără nicio problemă. Cum se desfășoară tratamentul cu PB Serum? Efectiv, ne puteți explica? Da. Deci zona este anesteziată, fie cu o cremă anestezică sau se fac injecții locale cu anestezic. La mine în cabinet se face în același timp și subcizia, odată cu injectarea soluției de PB Serum. În momentul când se injectează PB Serum, se face și o subcizie locală de desubtul leziunilor de celulit cu o canulă specială. Nu este dureroasă pentru că se efectuează sub anestezie. Dacă doare. În general, ședința durează o jumătate de oră până la o oră, dacă sunt zone mai mari de acoperit. Există echimoze și o roșeață locală. Roșeața locală poate să dureze 3-4 zile, echimozele până la 10 zile. În general putem recomanda creme cu arnica sau comprimate de arnica. Rezultatele se văd la 3 săptămâni. De obicei, pacienții vin la o lună, la o lună jumate pentru a realiza a doua ședință. Există contraindicații pentru tratamentul cu enzimele? Da, contraindicațiile sunt sarcina și alăptarea, inflamații locale, tendința de a forma cicatrici hipertrofice sau cheloide, sau dacă au asemenea cicatrici în antecedente. Pacienții trebuie să respecte anumite indicații înainte sau după tratament? După tratament se recomandă... Înainte nimic, deci nu înainte. După tratament se recomandă aplicarea unui antibiotic local, evitarea dușurilor foarte fierbinți, pentru, să zicem, pentru o săptămână, exercițiilor fizice mai violente și, dacă se poate, un regim de viață sănătos după tratament pentru a menține sau chiar a îmbunătăți rezultatele. Puteți descrie câteva cazuri cu rezultate spectaculoase pe care le-ați văzut în cabinetul dumneavoastră? Da, aș descrie două. O doamnă cu o celulită avansată de gradul 3 la nivelul coapselor, dar care avea și vergeturi. Preparatul PB Serum tratează și vergeturile. Deci, în cazul dânsei, cu 4 ședințe am reușit nu numai să eliminăm aspectul de celulită, dar și să transformăm complet pielea în locul zonelor brăzdate de vergeturi care accentuau, de fapt, aspectul de celulită. Am reușit să obțin o piele foarte întinsă, netedă, pe care lumina se reflecta în mod avantajos și, în același timp, acest lucru ajută și la rezultatul final al celulitei. Pentru că odată ce avem o piele sănătoasă, întinsă, celulita este ascunsă, ca să zic așa, chiar dacă mai rămân mici imperfecțiuni, nu mai sunt atât de evidente, odată ce aspectul pielei este îmbunătățit. Și al doilea? Al doilea caz era o doamnă cu o piele foarte laxă. De asemenea, PB Serum ajută la tratamentul laxității cutanate. Tot așa, cu 4 ședințe am reușit să obținem dispariția completă a celulitei. Doamna a devenit o împătimită a sălii de sport după ce, după ce a văzut ce putem obține cu acest preparat. A început să iubească exercițiu fizic și între timp a devenit antrenoare de fitness. Super! Într-un an de zile, wow. Da. Ne puteți spune la ce costuri estimative se ridică o ședință? Depinde de suprafața tratată. Dacă o suprafață mai mică, bineînțeles, costul va fi mai mic, să zicem între 100-150 până la 300 de euro, depinde de cât de extinsă este zona cu celulită. Doamna doctor, ne-ați dat astăzi o veste minunată, faptul că celulita se poate trata. Mă bucur, marea problemă, mă bucur. Da, e într-adevăr femeilor o mare problemă și foarte greu de tratat și în trecut, într-adevăr, nu avem soluții. Vă mulțumim, doamna doctor! Cu drag! Informațiile au fost cu adevărat prețioase. Ne vedem data viitoare!